încât discursul acesta, cum zic, aparent liniștit și aparent simplu, reușește să coaguleze în jurul lui un univers teribil de bogat. Un univers care se întinde pe mai multe generații, cum ziceam, un univers care aduce în poem, în spațiul poemului, mai multe suflete, nu numai pe al lui. E un efort, cum ziceam, de edificare a propriei, a unei, nu numai unei proprii lumi, ci a propriei individualități. Există mai multe moduri de a înțelege poezia, spunea Albert Thibaudet în prefața marii istorie a literaturii franceze. Poți să gândești literatura în epoci, spunea Thibaudet. Epoci care sunt marcate de câte o carte teribilă sau alta care reformează totul. Poți să gândești literatura pe secole, spunea, în funcție de mari evenimente istorice, care au a istoriei bătăliilor, nu a istoriei cărților, care au schimbat fața lumii. Sau poți să gândești literatura, spunea Thibaudet, ca pe o tradiție. O mare tradiție care nu încearcă să reformeze nimic, ci prin autorii și prin cărțile care se manifestă de-a lungul istoriei literaturii, încearcă să întrupeze hegelian cumva aproape literatura. Istoria literaturii este efortul de construcție a literaturii. Aș spune că la Cosmin Perțat, exact la fel, fără voința aceea de a reforma, urmând marea tradiție a literaturii, le face efortul, speră că prin acest efort de întrupare a literaturii, la final îi se va întrupa cumva propria individualitate, propria lui persoană. Deci ar spune că înțelege poezia ca un fel de metanoia. Nu o să mă lungesc mai mult, o să vă asigur că sunt poeme minunate în această carte, poeme foarte personale, care nu seamănă cu nimic din ce se scrie în această generație, foarte atașante, pe care eu, și sunt convins că și dumneavoastră, dacă o să cumpărați carte, o să le recitesc de destule ori de-a lungul acestei vieți.